Cupa Campionilor. Mi-o drag Melodedici. Numărul 15. Un fost jucător care a evoluat la toate cele trei mari echipe din România. Dinamo, Steaua și Rapid. Daniel Iftodi. Cu numărul 5, deputat PNL, secretar general la Camera Deputaților, Dimitrică Ionuț. Numărul 16, deputat al minorității slovace, Adrian Melca. Aici, domnul ministru al afacerilor interne, Lucian Bode. Cei trei arbitri în această seară care vor oficia sunt Brâjan Gabriel, Raul Horvat și Cătălin Morar. Aplauze încă o dată pentru toți cei implicați. Dragi prieteni, și pentru că trebuie să avem un început oficial și onoarea și deopotrivă datoria de a da start balului la, bineînțeles, casa noastră de onoare, domnul ministru Lucian Bode. Bună seara, dragi iubitori ai fotbalului! Pe drum spre stadion mi-am amintit de ediția de anul trecut. Și am văzut că anul trecut era alături de noi fostul prefect al județului Sălaj, Virgil Țurcaș. Vă rog să păstrăm un moment de reculegere pentru cel care a fost atâția ani alături de noi aici și ne-a părăsit mult prea devreme. Vă mulțumesc! Așadar, de 17 ani, acest turneu, pornind de la un turneu județean, continuând cu unul regional, mai apoi la nivel național și în final un turneu internațional, a devenit o tradiție pentru noi și cred că nu greșesc când spun, a devenit un brand al sportului sălăjan. Vă felicit pe toți cei care vă duceți aportul la realizarea acestui turneu. Îl felicit pe Daniel Savău și pe echipa lui. Le mulțumesc tuturor celor care au făcut posibil ca în acest an acest turneu să se desfășoare și acest meci demonstrativ să aibă loc pentru a 12-a oară. Le mulțumesc tuturor antrenorilor, părinților voștri care vă susțin. Vă doresc să ajungeți acolo unde a ajuns Belodedici, Marica, Lupu și toți marii fotbaliști ai României la echipa națională de fotbal a României. Mult succes și să dea Dumnezeu să aveți parte de un meci plăcut! Thank you.
De peste 10 ani contribuiți. De peste 10 ani contribuiți. Suntem la al 12-lea an de când jucăm. Prima dată am jucat în 2009 pe stadionul municipal. Amintirile noastre se leagă de acești copii, de peste 1000 de copii care vin în fiecare an la acest turneu. Și acum 75 de echipe. Pentru ei venim aici. Generația de aur, cred că a fost în proporție de 90% pe acest stadion și sper să inspire. Mulțumesc frumos și vouă pentru promovare.